Hei, salutare toată lumea și bine m-am fraților la un nou episod. Astăzi vreau să discutăm un subiect destul de... nu știu, care m-a afectat, adică nu m-a afectat, mă doare în pulă, dar nu știu, care văd că din ce în ce mai mulți proști, să zic așa, pentru mine sunt proști și oameni care, nu știu, care caută atenție, părerea mea. Am văzut mulți youtuberi, oameni, youtuberi mai mici, youtuberi mai mari, care tot... pun videouri pe YouTube că vai, eu mi-am luat vagban pe degeaba. De ce mi-am luat vagban, mamă? Deci, băieți, mi-a intrat cineva pe cont și a jucat cu X și mi-a luat vagban. Cum se face că majoritatea youtuberilor români au luat vagban fix când a devenit hack-ul ăla caramel popular? Nu știu, zic și-o, băieți. Cum ziceți? Ia, cum mai vine vorba acum? Da. Majoritatea youtuberilor mari care făceau promovare și au luat vagban și după aia ziceau: frate, de ce mi-au luat vagban, că n-am jucat cu ei, știi? Frate, e una să-ți iei vagban și să recunoști: da, frate, uite-n pula mea, am jucat cu ei, fac și un infovideo, băi, băieți, nu mai facem seria cu CSGO, am jucat cu ei, că am fost un bou și mi-am luat vag, ok? Dar nu zici: de frate, de ce mi-am luat vag? Știți că și eu mi-am luat un vagban în 2016, acum un 2 ani aproape, că în 2018 se fac 2 ani, în ianuarie se fac 2 ani, deci... știți că și mi-am luat un vagban? Ei bine, nu a fost degeaba dat vagbanul acela, chiar dacă eu n-am jucat cu ec. Ei bine, o să vă las pe ecran acum, aveți probabil, dacă o să stau să editez videoclipul ăsta, o să aveți pe ecran motivul vagbanului. Da, am dat family share la un prieten pe contul meu de Steam, da? Și se vede acolo cum scrie vagband due to family sharing sau ceva de genul, nu știu exact, pentru că eu încă n-am editat video și n-am de unde să știu cum scrie. Deci nu mi-am luat vagbanul degeaba, da? Și vă puteți uita la statistici că oamenii care și-au luat vagban degeaba sunt cam 1% din milioanele, zeci de milioanele de vacuri acordate până acum. Deci șansele sunt zero, nu chiar zero, hai să zicem că sunt șanse super mici să-ți iei vagban să nu joci cu ec, mai ales în Overwatch. Credeți-mă, am făcut faze super obvious, vă uitați la videoclipurile mele de funny moments când am tras prin smoke fără măcar să-l aud pe inamic sau chestii de astea sau, nu știu, faze foarte obvious. Și, dar recunosc că am jucat și eu cu ec pe CS, băieții. Prin martie 2016 mi-am făcut și eu un cont și am jucat cu ec, frate. Și nu mi-am luat vagban pe el. Da, deci vreau să zic că nu mi-am luat vagban pe acel cont. Asta e, nu mi-am luat vagban niciodată fără să fac nimica. Doar pe un cont mi-am luat vagban și acela este contul... de fapt nu pe un cont, că mi-am luat, cred că pe vreo două conturi, dar alea sunt conturi vechi care n-am mai fost pe ele de 900 de zile, de 3 ani, deci, na. Nu știu, vreau să vă zic doar că nu există vagban pe degeaba. Eu am descoperit că vagbanul ăla care mi l-am luat eu atunci n-a fost pe degeaba de-abia după două luni, după ce m-am mai învățat și eu cu Steam-ul. Și am văzut că eu până atunci doar intram în CS și mă jucam, nu știam nimic despre Steam, despre astea. Și am intrat din curiozitate acolo pe profil și am văzut că vagbanul de fapt a fost acordat pentru family sharing. Și de atunci nu mai dau family share la nimeni, oricine ar fi. Bine, probabil la frate mi-o aș da, da. Dar oricine nu cunosc, nu-i aș da. Na, deci nu știu, frate, păziți-vă conturile și nu mai plângeți când vă luați vag, pentru că nu există vagban pe degeaba, da? Probabil aveți și statisticile pe ecran, adică le-ați avut, cu oamenii care și-au luat vagban pe nedrept, dar și-au luat amben în primele 5 minute după ce și-au luat ban. Deci nu există ban pe degeaba, vă asigur, băieți. Când o să-mi iau eu ban pe degeaba, atunci o să existe, credeți-mă, că... Bine, oricum eu nu mai joc CS așa de des. Acum joc... ca să fac un video, că nu o să fac un video despre CSGO și mă joc Samp. Da, pui mei, ar fi cam ciudat, dar nu există vagban pe degeaba, băieți, nu mai plângeți. Am văzut și pe Speedy Rogue Gamer, care plângea că el e prea bun să se laude subtil că e Legendary Eagle Master. Crede-mă, boss, în Prime și eu aș face 30 de kill-uri în Legendary Eagle, frate. Nu e greu, e un fucking joc. Numai că codați îl strică, dacă n-ar fi fost codați, eu încă aș fi mai filmat CSGO, crede-mă, frate. Adică am fost și global și am fost și non-prime global, crede-mă, dar acolo în fiecare meci dai de un spin butter, deci e cam imposibil să joci acolo non-prime. Da, na, când o să se repare, eu v-am zis, tot timpul v-am zis pe live-uri, într-o bună zi, când CSGO o să se repare, eu o să revin în comunitate. N-am nimic cu asta, deci absolut nimic, n-am nimic cu jocul. Am ceva cu comunitatea, că am înțeles, intri și tu pe un cont, testezi un hack, dar scoți, frate, nu te joci ca disperatul, că nu te ajută cu nimic, frate, mâncați așa. Nu știu, frate, te duci în pui mei CV când vrei să te angajezi, mă, și zici, uite, frate, am fost global, angajați-mă, frate, că eu am fost global. N-am fost cu ei, că am fost global legit. Nu știu, pur și simplu. Și știți, toți ziceau oamenii pe live: frate, dar de ce plângi când îl vezi pe la care e 300 de ore? Man,
Știi care e faza? Nu prea ai cum să fii așa de mult la 300 de ore. Știi? Se vede că nici mă codat mai aici. Deci e ca și cum aș sta aici, fără să știe nimeni că sunt aici și să vin așa un tip random. Șansele sunt de 2% ca ala să n-aibă hack și să fii fost pur și simplu bolan. Și credeți-mă că 2% sunt șanse destul de mici. Nu știu, frate, asta e părerea mea acum, dacă mai ies și copii care vor să-și țină apărarea la codul lor caramel, e treaba voastră, n-am nimica, nu pot să vin la voi acasă să vă scop PC-ul din priză, să vi-l arunc pe geam că jucați cu egg. N-am cum să fac chestia asta. Nu știu, e dreptul fiecăruia. Suntem liberi dreptul, dar... Bine, ar fi chiar culmea să fie o lege în țară, cine joacă cu egg, rupe în gâtul, ești nebun. N-ai, n-ai cum, frate, adică... Nici măcar nu e o crimă, știi, faci ce vrei, dreptul, dar... Zic ca idee, nu mai plângeți când vă luați vagban, mă enervează că intru pe video, ăsta intru pe videoclipuri pe YouTube, primul lucru care văd în top pe YouTube, mi-am luat vagban pe degeaba jos Valve. Știi asta? Asta mă deranjează. Nu ești să fac pe degeaba, atât am vrut să vă zic. Credeți-mă, am 4 ani, aproape 5 de experiență. În anul ăsta, în decembrie, se fac 5 ani de CS, de când joc CSGO, frate, și credeți-mă că am experiență și n-am pățit... niciodată să-mi iau vagban jucând legit. Credeți-mă că dacă mi-aș fi luat vagban jucând legit, mi-aș fi luat de mult amben. Deci asta e faza, nu există. Deci nu există, frate, să zic că unul frate, dar eu mi-am luat, uite, și scout training, da? De zicea că și-a luat vagban pe nedrept, da? Nu și-a luat pe nedrept, chiar a avut coduri, credeți-mă. Și știu cum a făcut să se vadă că n-aibă coduri, credeți-mă. Și n-a fost din OBS sau ceva, pur și simplu a filmat un demo și pe demo, după ce îl filmezi, poți să se vadă gameplay-ul gen perfect, chiar dacă tu ai jucat cu hack, nu se vede wall-ul. Na, asta am vrut să vă zic, băieți. Dacă vreți, la scout training, care e cam cel mai popular caz de vagban pe nedrept în ghilimele, dați un comentariu și eu să vă explic cum și-a luat scout training VAC și cum a jucat cu codul. Pentru că nu mi-e greu să fac un video despre chestia asta, pentru că v-am zis, în 5 ani de CS am încercat toate metodele, credeți-mă. Cred și eu am vrut să-mi bag hack la un moment dat, adică bine, mi-am băgat hack, nu m-am încercat, dar nu am plâns pe YouTube. Frate, mi-am luat bug, m-am penetrat, muie, Valve, jos Valve, gata, la restăm pe Gaben. Știi, nu am zis așa drept, nu, pur și simplu, m-a durut undeva, am zis, frate, am intrat și eu, m-am distrat și atât a fost. Știi, n-am zis, frate, mi-am luat vagban pe nedrept, băiți, gata, jos Valve. N-am zis chestia asta niciodată. Băieți, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!